Bună dimineața și bine te-am găsit! Iată că Venus intră astăzi în semnul Scorpionului, unde va rămâne până pe 17 octombrie. Cine este Venus? Ea o reprezintă pe Afrodita și știm că mai reprezintă tot ce ține de iubire, relații, plăcere și bani, să nu uităm. Și se duce în semnul Scorpionului, cel al extremelor. Cu alte cuvinte, până pe 17 octombrie vom fi mai geloși, mai posesivi, mai manipulatori și vom lupta foarte mult pentru ceea ce ne dorim cu adevărat. Hai să mergem la fiecare să vedem cum ne influențează acest tranzit. Îți reamintesc faptul că aici avem, iată, un horoscop teoretic sau general. Începem cu berbecul. Știm că la tine Venus este guvernatoare de casa 7, casa relațiilor, dar până acolo mai este și guvernatoare de casa 2, banilor. Ceea ce înseamnă că până pe 17 octombrie, când va fi și în casa 8, o casă care ține tot de bani, de zona pecuniară, tu vei intra în anumite negocieri și va trebui să-ți protejezi foarte bine tezaurul, să zic așa, resursele, da? Încearcă să nu te grăbești în momentul în care promiți sau în momentul în care vrei să faci o achiziție. Mergem acum la Taur. Venus este guvernatoarea ta, face o schimbare, deci am putea spune că e o zi mai semnificativă. Se duce în casa 7, în casa relațiilor. Până pe 17 octombrie s-ar putea să fii mult mai atent la nevoile partenerului decât ale tale. Iar pentru cei singuri, acest tranzit s-ar putea să le aducă și anumite oportunități. Mergem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni, Venus se duce în casa a 6 și te ajută să muncești cu drag și cu spor, să găsești ceva ce îți place foarte mult la locul de muncă și să te implici cu adevărat acolo. Stai departe de animozitățile dintre colegi, da? să nu te simți pe urmă trădat sau înșelat. Da? Încearcă să nu te devotezi prea mult fără să ți se dea ceva în schimb. Mergem acum, iată, la Rac sau cei cu ascendentul în Rac, Venus se duce în casa 5. Și să știi că e o perioadă bună pentru romantism. Cumva Cupidon te va ajuta dacă și tu te uiți mai frumos către el sau dacă și tu îți păstrezi timp pentru ceea ce te pasionează cu adevărat. Mergem acum la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Întreaga configurație a perioadei, nu doar faptul că, iată, Venus intră în casa a patra, te face să fii mult mai conștient la investițiile pe care tu le faci în mediul înconjurător, în locuință, da? În căminul tău. Și poate că e cazul să mai renunți la anumite resurse, da? Tocmai pentru a-ți crea un spațiu cât mai primitor, cât mai confortabil. Mergem acum, iată, la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Venus se duce în casa a treia și te ajută enorm, să știi, enorm. Nici nu-ți poți da seama câte beneficii aduce, mai ales când e vorba de discurs, da? Un Venus, e bine și așa, în casa a treia, face mintea ta să fie, odată să-ți placă foarte mult activitățile mentale, după care știi să comunici. Ești foarte diplomat, mai pe românește ești foarte șmecher, ai papagal și vei reuși să-i convingi pe toți din jurul tău. Mergem acum la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță. Venus e guvernatoarea ta, iată, iese din semnul tău, unde a făcut și careul cu Pluto, să ne reamintim, și se duce în casa a doua. Înseamnă că până pe 17 octombrie ar trebui să fii mult mai atent la banii care ți intră în casă, da? Salariu, poate primești bani din dividende, poate primești niște beneficii, poate ai o rentă viageră. Sunt multiple posibilități. E, banii aceia pe care tu îi vei primi, trebuie să găsești un echilibru cu ei. Nici să fii super zgârcit, nici să fii super generos. Mergem acum, iată, la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Păi vă dați seama, Venus intră în semnul vostru până pe 17 octombrie, veți fi foarte cuceritori, foarte seducători. Și știți ce? O să și îndrăzniți să cereți mai mult, pentru că știți că aveți această armă, acest instrument și o să și obțineți mai mult din ceea ce vă doriți. Un pic de aroganță s-ar putea să vă mai dea târcoale în perioada următoare. Mergem acum la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător. Mă uit la întreaga configurație pentru voi și iar vor avea nu să ce în casa 12, dar avem și alte tranzite care vă pun pe jar din punctul meu de vedere. Ce vă recomand eu este să nu ascundeți nimic partenerului de viață, chiar și chestii micuțe, pentru că s-ar putea să se supere, să consideră că dacă i-ați ascuns un lucru atât de mic, îi puteți ascunde absolut orice. Pe urmă știți cum este încrederea odată spartă, e greu să o lipești și mai trebuie să aveți foarte mare grijă să nu vă implicați în viețile personale ale altor oameni. Mergem acum, iată, la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Venus se duce în casa 11 și să știți că vă ajută. În mod special, atunci când vreți să vă reconectați cu anumite persoane din anturajul vostru, poate nu le-ați mai văzut de mult, sau poate vreți să vă faceți noi prieteni, sau de ce nu, iată, aveți și voi nevoie de o perioadă în care să mergeți la evenimente, să vă bucurați și în care să vedeți și jumătatea plină a paharului.
mergem la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător, Venus se duce în casa 10. Și începe o perioadă foarte bună până pe 17 octombrie, să primiți laude, să fiți apreciați, să primiți validare și să aveți anumite reușite la locul de muncă, da? Așa că puneți mâna la treabă, cum se zice. Trecem acum, iată, la pești sau cei cu ascendentul în pești. Venus tranzitează casa 9. O perioadă minunată să învățați, să călătoriți, să studiați, să vorbiți cu oameni mai deștepți, oameni de la care aveți ce învăța și chiar să vă găsiți un mentor, da? Sau o persoană pe care să vă puteți baza, persoană obiectivă, mare grijă, pe care să vă puteți baza în momentele voastre cele mai grele. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine!